Coana Profiliță, vorbiți de... avem și un microfon care se poate... Marimar, ești pe... Hai, vină mai repede, te rog. Așa, că avem și un microfon care se poate plimba puțin. O să răspund eu întâi ca regizoare. Ok. Microfon, înțeles. Deci întrebarea a fost... E regulă aici. Întrebarea era ce rol a avut doamna de lângă mine? Din dreapta mea, da. Doamna Oana Ștefănescu. Am avut plăcerea să o invit să spună povestea asta alături de mine și a interpretat-o pe Coana Profirița, mătușica domnitorului. La oboseală recunosc, a spus de multe ori dormitor, dar cred că subconștientul, da, o să îi dau și ei microfonul în cazul în care doriți. Vedem, dar încercăm. Da. Adresează o întrebare. Da. Așteptăm întrebări. Ok, văd o întrebare acolo. În fizice sau... noi am filmat 4 zile și 4 nopți. Dar, cum era, 7 zile de 8 ori. Adică, deși a fost atât de compresat, eu o să știți, dragi colegi, că încă am mai filmat și după ce s-au terminat, pentru că în fiecare seară mă ridicam și ziceam, n-avem cadru. Și îl auzeam pe First AD Ștefan, care țipa ca o mierlă, așa, și după aia îl auzeam pe el de departe. Te uiți la cadru! Da, Ștefan, dorm puțin și închid ochii puțin și verific. Așa că filmările fizice, așa, însă apoi montajul, ei sunt cu mine în permanență, rețin să zic, da. O altă întrebare, nu știu dacă văd că e întuneric. Alinea Sorai! Ok. Păi, dacă nu sunt întrebări, eu atunci pot să mai spun încă o dată că... Subject matter is pretty heavy one. I was just wondering from anyone from the cast, did they know the subject matter from... Sorry. Did they know the subject matter from before? And if not, how do they see the subject matter now? After that they started this movie. Ok, o să traduc eu întrebarea și apoi o adresez și echipei să vedem cine te aruncă. Văd, sunt cu voi. Întrebarea era dacă a spus că subiectul este unul serios și întrebarea era dacă membrii echipei știau de acest subiect dinainte, dacă nu trebuie să vă întrebare. Ok. Ce ziceți, oameni? Da, știam, cred, eu cel puțin știam, dar mie mi s-a părut normal și firesc să lucrez cu o colegă mai tânără, talentată. E o colegă de-a mea, nu are niciun fel de importanță ce etnie are. Cred că pentru nimeni nu are niciun fel de importanță ce etnie avem. Atâta timp cât ne putem privi în ochi și putem să zâmbim unul la altul, într-adevăr, ce importanță are? Da, știam, dar e un subiect mult prea puțin studiat în școală, așa puțin. Cine are curiozitatea, caută. Este o poveste în general. Da. Nu stric despre Dinca și... Nu e. Și îi mulțumesc, Aline, că mi-a oferit șansa asta să am un alt tip de insight, mult mai direct și mai emoțional, mai personal. Elvio, I'm gonna make a very short translation. Did you get it? Yeah. Okay. Yes.
deci toată lumea e fericită. Dacă mai sunt întrebări, cred că trebuie să... văd o mână. Dragă Ionuț? Aș vrea să acordați un mic moment să-l felicit. Acest scurtmetraj, să mă corectez dacă greșesc, înseamnă debutul lui în film. A fost foarte curajos. Și darnic. Mă bucur că a venit în povestea asta cu tot sufletul și sperăm să-l vedem în cât mai multe roluri și sperăm să ne întâlnim și la lungmetraj. Dragă Ionuț, spune-ne și tu cum a fost pentru tine. Bună seara! Ca să încep cu începutul, cel mai mult și cel mai mult vreau să-i mulțumesc Alinei pentru că mi-a acordat posibilitatea de a învăța. În momentul în care m-am dus la casting, nu m-am dus să fac ceva ce știam. M-am dus să încerc, să cunosc oameni noi, să interacționez cu oameni noi. 4 zile, pentru mine nu au fost simple 4 zile în care doar am filmat. Pentru mine 4 zile au fost... a fost timpul de care am avut nevoie să-mi dau seama, de fapt, de lucrurile care contează. Pentru noi, pentru voi și pentru ceilalți. Cel mai mult m-a impresionat pe mine posibilitatea ei de a mă face să înțeleg anumite chestii. Pentru asta eu vin așa un pas în față și țin să-ți mulțumesc direct că am avut posibilitatea de a învăța lucruri de la tine. Bravo! Păi, da, foarte multă emoție, nu știți? Alte întrebări? Noi ne dorim, sperăm să se întâmple într-un viitor apropiat sau și mai apropiat decât îmi imaginez eu. Mă bucur foarte tare că am pornit la drum cu ei și sper să stăm la fel de împreună și pentru lungmetraj. Ține-ține pumnii, fingers crossed, și la picioare și peste tot și sperăm să se întâmple. Mulțumesc mult! Mulțumesc. În continuare o să-l rog. Mulțumesc mult. Aș dori să îl rog pe Vlaicu. El este Vlaicu Golcea. E chiar aici. Lângă noi. El a venit în viața mea printr-un film, și anume cel pe care îl veți vedea în continuare, și am îndrăznit să-l sun și să-i spun: Vlaicu, vrei să faci muzica și pentru scurtmetrajul meu? Iar spre uimirea mea el a zis da. Și mă bucur foarte tare că putem să împărțim aceste două povești împreună, cumva, să le spunem împreună și nu numai din perspectivă narrativă doar, dar și a sunetului, a muzicii. Și pentru mine, de ce
aceste două femei sunt, puteam încăpea în aceeași seară, era pentru că niciuna din ele nu acceptă cumva sentința pe care istoria le-a dat-o. Atât Maria vrea să fie liberă, să aibă aceeași viață ca alți oameni din mediul ei, dar asta vrea și Pamela, din Singură la nunta mea, care a reprezentat debutul meu ca actriță într-un lung metraj. Laicu? Crezi că sunt pregătiți? Am să-ți dau microfonul să ne spui cum a fost pentru tine să lucrezi la Singură la nunta mea și să ne spui un pic și de haosul muzical în care te-am aruncat pentru scurtmetraj, un haos în care urmează să ne desfătăm în continuare în următoarele luni. Urmează postproducția filmului. Colorizare, sunet, music avec Monsieur Vlaicu. Și voi încheia aici și îi predau lui microfonul. Mulțumesc, nu vă țin mult, ca să vă uitați și la lucruri mișto. E o premieră și pentru mine, că de obicei sunt obișnuit să fac muzică la film și să nu apar pe ecran. S-au creditat în site-urile care sunt de specialitate. Aici încă nu am prezentat nimic, dar am apărut pe ecran. Noi suntem în post, suntem în post-producție acum și sperăm ca toate armele să ne reîntoarcem și să vă mai oferim încă o dată posibilitatea asta de a viziona filmul în toată integritatea lui. Din perspectiva filmului pe care urmează să-l vedeți, cei care nu l-ați văzut încă, a fost o experiență nemaipomenită pentru mine. Știu că de obicei trebuie să vorbim frumos, să spunem cât de mișto a fost, ce tare, dar chiar a fost pentru simplu motiv că am fost sunat cu mult înainte de începerea filmărilor de către regizoarea Marta Bergman. Mi s-a propus să facem împreună coloana sonoră, m-am întrebat de ce, deși în cariera mea, să zicem, muzicală, am fost întotdeauna atras și de muzica folclorică românească, dar în egală măsură de muzica romă, cu care instant am o combustie. În trecut am făcut parte dintr-o formație, nu știu cât de cunoscută este, Șucar Colectiv, se numește, sau se numește. Mulțumesc, chiar nu este meritul meu, mă bucur foarte mult că am făcut parte și la momentul respectiv a fost destul de trist pentru că în România am avut foarte puține concerte. Mi-aduc aminte de un concert la Arcub, la care s-au speriat că, vechiul Arcub, că se dărâmă sala, că eram vis-a-vis de acolo la... Da. În schimb am circulat foarte mult cu trupa pe afară, am scos două discuri care au fost scoase afară, nu în țară, și îmi pare bine că acum, în acest reverb târziu, lucrurile se repun un pic la punct. Dar revenind la film, iubitorii de muzică au fost și la biroul de sunet și montaj, fiind același om care a făcut montajul, Frederic Fischfe, și montaj de sunet și montaj de imagine. Și experiența inedită a fost că am colaborat extrem de apropiat și într-un fel foarte ciudat pentru mine, în sensul că i-am predat practic tot ce am lucrat, dar i-am predat, o să folosesc un termen de un profesional, să spun, i-am predat multitrack, adică toate piesele la care lucrasem eu pe cadru erau date în fișiere separate și astfel Frederic a avut voie, să spunem, din partea mea, acceptul meu, de a lua bucăți de aici, de acolo și a reorchestra cumva și toată muzica mea. Deci ceea ce veți auzi, printre altele, este integral muzica mea, în afară de părțile care au fost înregistrate de către Caliu, pe care, bineînțeles, cred că știți, dar în afară de asta, tot a fost material pornit de la mine, dar rearanjat
din perspectiva sonoră și a lui Frederic. Ceea ce, într-o lume în care ego-ul este foarte mare și fiecare ține la arta lui, pentru mine a fost o lecție de a învăța să ofer ceea ce pot și apoi să vedem ce se întâmplă într-un mod foarte creativ. Am vorbit extrem de mult. Mulțumesc încă o dată echipei. Nice to get. Și pentru aceia dintre dumneavoastră care vor să vadă singura nota mea, vă urez vizionare plăcută și sper să ne revedem și la lungmetraj. Și e posibil să mai fi vrut să spun încă alte 50 de lucruri pe care le-am uitat în acest moment. Vă mulțumesc din inimă și vă doresc să fim bine și să ne întâlnim cumva la mijloc și să ne oferim ocazia să ne ascultăm. Vizionare plăcută!